ia-mă de mână, alături de noi, încă doi, încă trei. A noastră-i credința și cria străbună, un dar ce rămâne urmașilor mei. Nu vreau să trăiesc într-o lume de gheață, în care contează ce simt numai eu. Caut curajul și setea de viață, căci sunt rădăcini ale neamului meu. Uniți în credință, mereu împreună, vom putea construi o lume mai bună. Sângele nostru respiră martirii, ce viața și-au dat spunând răului nu. Pe umerii lor s-a scris ora unirii, eroi au fost ei, pe rău poți fi tu. Drapelul se înalță mai mântru din rană, cu cinste purtând pe al său tricolor. Neamului nostru, vasă icoană și jertfă de neamul acestui popor. Uniți în credință, mereu împreună, vom putea construi o lume mai bună. Împreună cuvintează, Doamne, România, să trăim în veci, ortodoxia. Împreună să fim una, doar așa vom izbândi, căci cu noi întotdeauna Hristos este și va fi. Împreună să fim una, doar așa vom izbândi, căci cu noi întotdeauna Hristos este și va fi. Hristos este și va fi. Hristos este și va fi. Hristos este și va fi.
Marius. Ciao, eu nu pot să te iau că mâinile ocupate. Înțelegem din privire. Marius zice așa. Dragilor, stați așa că am văzut. S-a ales un cântec foarte frumos. Bravo, Marius! E rândul tău acum să faci și solo. Hai, solo! Să-i dăm drumul! Rebecca, asta e melodia asta! Străbună, un dar ce rămâne urmașilor mei. Nu vreau să trăiesc într-o lume de gheață în care contează ce simt numai eu. Îmi caut curajul și setea de viață, căci sunt rădăcini ale neamului meu. Tare! Uniți în credință, mereu împreună vom putea construi o lume mai bună. Împreună să fim una, doar așa vom izbândi, căci cu noi întotdeauna împreună să fim una. În sângele nostru respiră martirii, ce viața și-au dat spunând răului nu. Pe umerii lor s-a scris hora unirii, eroi au fost ei, erou poți fi tu.
drapelul se înalță mai mândru din rană, cu cinste purtând pe al său tricolor, a neamului nostru duioasă icoană și jertfa de veacuri a acestui popor. Uniți în credință, mereu împreună vom putea construi o lume mai bună. Împreună să fim una, doar așa vom izbândi, căci cu noi întotdeauna Hristos este și va fi. Binecuvintează, Doamne, România, să trăim în veci. Haideți! Ortodoxia, împreună să fim una, doar așa vom izbândi, căci cu noi întotdeauna Hristos este și va fi. Ultima dată voi singuri. Împreună. Hristos este și va fi. Hristos în mijlocul nostru. Mulțumesc frumos că de v-ați vedea ce frumos sunteți, ați înțelege de ce spuneau unii filozofi, desigur, că frumusețea salvează România, lumea. Toate, fiecare în parte pe sine și apoi toată România, bine? Mulțumesc tare mult! Acum l-am chemat pe Pipe Costin să cânte și ca să facem trecerea către niște prieteni comuni. Au cântat la început două domnișoare care ne-au entuziasmat, un grup de adolescente la chitare care ne-au entuziasmat, e corect ce zic? Absolut, eu vă monitorizez mai departe. Apoi a venit Andra care ne-a entuziasmat. Întrebarea e, mai puteți? Spune-mi, copii ăștia, așa ceva. Măi, oameni buni, e vremea de compact B. Trebuie să vă spun o poveste. Pe vremea când nu eram atât de liberi încât să credem că salvăm toată România, pe vremea în care dacă am fi spus Hristos în mijlocul nostru este și va fi altundeva decât zidurile bisericii, pe vremea în care, dacă nici la rost să vă mai povestim, că cei mai în vârstă știm despre ce am vrea să vă spunem, pe vremea când pe cartelă era și untul, și pâinea, și uleiul, și zahărul, și libertatea, niște oameni dădeau nădejde fără cartelă. Ieșeau public, își cântau cântecele, reușeau să ne entuziasmeze pe toți, să ne învețe despre prietenie, despre adevăr, despre bine, valori care erau călcate în picioare, mai mult sau mai puțin sistemic. Și astfel au scris istorie, istorie pe care noi, tinerii de azi, ar fi păcat să nu o citim. De aceea cred că e important pentru noi ca în seara aceasta, pornind de la ceea ce am învățat încă din prima seară, că în România avem tineri de vârste diferite, ar fi incorrect să nu știm că astăzi calcă pragul, odată în plus pe această scenă, niște oameni cu totul excepționali. Revin, le mulțumesc că m-au ajutat să țin promisiunea. Toată cordialitatea acestei piețe și acestor tineri pentru părinții și pentru cei care au avut de suferit la colectiv. Biserica, țara, calitățile oamenilor din țara aceasta trebuie să meargă mai departe. Dacă uităm istoria, ne va rostogoli și ne va călca în picioare. În seara aceasta, pentru dumneavoastră, dar din partea Bisericii Ortodoxe,
pentru Sibiu și pentru România, pentru fiecare dintre dumneavoastră în parte, pentru cei pe care îi vedem și pentru cei pe care nu îi vedem, îi invităm să preia microfoanele pe și cu multă, multă lumină, părinte. Și multă lumină. Mai aveți baterie? Așa, așa trebuie. Să aplaudăm, să intre pe scenă compact. Be. Be. Yeah.
fit. Bună seara, Sibiu! Suntem foarte fericiți să ne aflăm aici în seara aceasta cu totul și totul specială. Vrem în primul rând să-i felicităm pe toți sărbătoriții zilei, pentru că astăzi e o sărbătoare foarte importantă. La mulți ani vouă, oricare ați fi de aici. Am să vă prezint acum ce înseamnă formația Compact B, invitându-vă să îl aplaudați, începem să-l aplaudăm pe cel ce provine chiar din acest oraș, de la câteva străzi distanță, compozitorul tuturor cântecelor pe care le auzim în această seară, pe care le cântăm în această seară și pe care voi le auziți, dar de fapt le vom cânta împreună, la chitară, Adrian Ordean! Din Sibiu! Lângă Adrian Ordean, îl invit aici lângă mine pe membrul fondator, omul care alături de Teo Petre a înființat formația Compact în urmă cu câțiva ani, mai mulți. El este din Cluj și se numește Costi Cămărășan! În spatele meu, mă duc așa mai aproape de el, pentru că vreau să-l invit să se ridice și să vedeți ce scrie pe tricoul său. Nimeni altul decât megastarul, toboșarul formației Compact dintotdeauna, Leluț Vasilescu! Lângă mine aici, în stânga mea, la chitară bas, foarte, foarte mulți ani de când este membru al formației Compact, Adrian Coco, Tinca! Cu multe clave albe și negre acolo și multe lucruri de făcut, dar pe care le face foarte bine, Monel Puia! Eu sunt Codruț Croitoru și vă invit în seara asta să cântăm cât putem de frumos, pentru că este un moment totuși totul special. Acum vom cânta Hoinarul! Spune că poate să vină Nelu. Să vă aud puțin. Gălăgie, da? Stop it, dude!
Mulțumim și vă iubim! A fost doar încălzirea asta, a știut aproape fiecare vers, a fost excepțional. Acum urmează o piesă, poate de o altă factură ca și stil, dar o piesă pe care o știți foarte, foarte bine cu toții. Titlul reprezintă o întrebare pe care adesea ne o punem în momentul în care avem, eu știu, cine n-a suferit din dragoste, măcar o dată. Nu? Și nu ne-am întrebat la final cine e vinovat. Asta trebuie să cântăm și seara asta în la Sibiu. Cine-i vinovat? Spune-mi de ce nu ești aici. Spune-mi de ce nu te gândești că este dor de tine ea. Când aș dori să mă înțelegi, îmi pare rău de tot ce am fost. E bine, dar se poate și mai bine. Hai Sibiu! Drumul e lung. Să ajung și mai tare. Știu că când a fi totul cum a fost e. Drumul e lung și tare aș vrea să ajung la tine în casa ta. Știu că m-aș vezi. Poate mai sper că va fi totul cum a fost e. Drumul e lung, drumul e lung. Mulțumim, Sibiu! Sunteți absolut excepționali, vă mulțumim foarte mult. Noi cu siguranță ne vom gândi nu doar din când în când la această seară, ci mereu. Sperăm ca și voi să vă gândiți din când în când la noi! Sunt nopților târzii, tu vei fi
greșești, ce poți face bun? Te fac acolo unde ești, vreau atât să spun. Să te gândești din când în când la mine, nu te voi uita, mă voi gândi și eu mereu la tine, prins de branșa. Acesta a fost spectacolul nostru în această seară. Vă mulțumim mult, Sibiu! Ați fost minunați! La chitară, Adrian Ordean! Lângă el tot la chitară, Costi Cămărășan! La tobe, Lenus Vasilescu! Chitară bas, Adrian Cocotinca! Clape, Model Puia! Solist vocal, Codruț Croitoru! Vă mulțumim și vă iubim!
palmele în coată în această seară minunată. Drumul e lung și tare aș vrea să ajung la tine în casa ta. Știu că mă aștepți, poate mai speri, că va fi totul cum a fost ieri. Și goată! Drumul e lung și tare aș vrea. Aplauze pentru Leluț! Să ajung la tine în casa ta. Știu că mă aștepți, poate mai speri, că va fi totul cum a fost ieri. Mulțumesc, meu! Vă mulțumesc și vă iubim! Excepțional. Rămânem încă la niște întrebări, ne adresăm în continuare întrebări, dacă mai înainte a fost cine e vinovat. Acum rămânem tot în ceea ce înseamnă o poveste de dragoste și întrebăm așa: cine știe pe unde ești? De unde ai să pleci? Cine știe
Acum urmează o piesă ceva mai lentă, mai așezată, dar totuși un cântec la care avem nevoie de voi să cântați la fel de frumos ca și până acum, dacă nu mai frumos. Nu este o piesă de sezon, așa cum poate că vi s-ar părea din titlu. Este o piesă ce reprezintă o metaforă, o trăire. Este vorba despre momentele în care simțim că în sufletul nostru este toamnă. Toamnă în sufletul meu. Încercăm o dată, Sibiu! Ei bine, acum urmează un moment cu totul special. Prea multe cuvinte nu sunt de spus. Vă invit să-i aplaudați pe cei doi chitariști ai noștri care au făcut istorie în formația Compact și să îi ascultați împreună cu Monel. Să aprindem toate luminile pe care le avem. Sigur, mai avem baterie la telefoane.
să ne gândim, așa cum s-a spus mai devreme, și la victimele momentului colectiv, dar și la victimele momentului 22 decembrie, așa cum una dintre piesele pe care le veți auzi în continuare se numește. Vă las în compania lui Adi Ordean, Costi Cămărășan și Monel. We'll be right back.
tot ce am uitat. Când vom alerga pe pământ, vom minți mereu, suspinând în gând, după și an. Mă voi întoarce, după și an. Vom fi împreună din nou, primul nostru război. Asta a fost prima oră, mai urmează, da?
Ei bine, la următoarea piesă chiar vă vom lăsa să cântați și mai mult, dacă puteți să credeți, se poate să cântați și mai mult decât la piesa de dinainte. Câți dintre noi ne-am simțit măcar o dată singuri în noapte, plimbându-ne așa pe străzi? Nu are rost să zic nimic. Singur din aut în noapte. Thank you.
piesă mai nouă, așa. Asta e de încălzire, da? Și acolo în spate, da? Toată la oamenii ăsta, da? Și mai, și mai, și mai. Și acolo! Trebuie acesta pierdut Pierdut și vise deșarte să ajung la tine în casa ta. Știu că mă aștepți, poate mai sper că va fi totul cum a fost ieri. Nu mă auzim? Vă vedem și acolo în spate, toate palmele sus. Roțile lui mă-nsoțesc, drumul ascultă de mine, trebuie acesta iubesc, atunci când mă duce la tine. La Sibiu! Vagoanele lui dezvolite, de-atâția și atâția voi la mă duce pe mine, iubito. Unde știi că sfârșit ai să apari. Voi, drumul e lung și să ajung la tine în casa ta. Știu că mă aștepți, poate mai sper că va fi totul cum a fost e. Și încoată, drumul e lung, doar voi și n-are. Știu că mă aștepți, poate mai sper că va fi totul cum a fost ieri. Să-l
aștepți, poate mă sper că va fi totul cum a fost e. Drumul e lung și tare aș vrea să ajung la tine în casa ta. Știu că mă aștepți, poate mă sper că va fi totul cum a fost e. Bine, dar se poate și mai bine, hai Sibiu! Drumul e lung! Să ajung! Și mai tare! Știu că când va fi totul cum a fost, să ajung la tine în casa ta. Știu că mă aștepți, poate mai sper că va fi totul cum a fost, sunteți absolut excepțional, vă mulțumim foarte mult. Noi cu siguranță ne vom gândi nu doar din când în când la această seară, ci mereu. Sperăm ca și voi să vă gândiți din când în când la noi! Sunt obților târzii, tu vei fi departe. Va mai trece încă o zi, poate și o noapte. Te priveai în ochii mei, misterul umbrei tale. Poate că înțelegeai
să spun. Să le mamele voastre. Acesta a fost spectacolul nostru din această seară. Vă mulțumim mult, Sibiu! Ați fost minunați! La chitară, Adrian Ordean! Lângă el tot la chitară, Costi Cămărășan! La tobe, Lenus Vasilescu! Chitară bas, Adrian Cocotinca! Clape, Model Puia! Solist vocal, Codrus Croitoru! Vă mulțumim și vă iubim!
Să vedem palmele goate în această seară minunată! Drumul e lung și tare aș vrea să ajung la tine în casa ta. Știu că mă aștepți, poate mai speri, că va fi totul cum a fost ieri. Și goată! Drumul e lung și tare aș vrea. Aplauze pentru Leluț! Să ajung la tine în casa ta. Știu că mă aștepți, poate mai speri, că va fi totul cum a fost ieri. Mulțumim și meu! Vă mulțumim și vă iubim! Ceva? Nu. Mi-a spus cineva că sunt un prezentator groaznic. Da. Îmi cer iertare, asta e. Și eu v-am chinuit și aseară, v-am chinuit și alaltă seară. Îmi cer scuze, suntem... Suntem începători. Suntem începători, da. Sper că v-a plăcut seara de aseară. Sigur, sigur? Sunt convins că ați înțeles mesajul nostru, de la mic la mare, de la începător într-ale cântatului la perfecționiști. Și legende vii. Toți suntem România. De la cântecul fanfarei militare și de la cântecul dansului popular, la cântecul de bucurie, de demnitate, și de curaj, toți suntem România. Împreună suntem România, România frumoasă. Din scuipat nu se pot construi țări, din înjurături nu se pot construi demnități. Dacă vrem să fim pe mai departe următoarele centenare de România, trebuie să învățăm să ne respectăm unii pe alții. Și să fim împreună. Avem o obligație care nu ne displace. Apropo de a fi împreună cu cineva, n-am fi fost în stare să facem nimic dacă alături de noi n-ar fi fost, zic și eu acum, organizatorii evenimentului. Da, vă rog. Arhiepiscopia Sibiului, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu din Sibiu, Muzeul Astra Sibiu, Organizația Tinerilor din Sibiu, OTS, m-am prins, și Centrul de Tineret Seminarul Transilvanicum. Evenimentul este cofinanțat de Guvernul României, prin Secretariatul de Stat pentru Culte, Primăria Municipiului Sibiu, Omgaz S.A. Mediaș, Transgaz S.A. Mediaș și Consiliul Județean Sibiu. Partenerii noștri dragi, care ne-au adus aici, ne-au îmbrăcat, ne-au aranjat și ne-au făcut un pic mai frumoși decât suntem. Nu chiar pe toți părinți. Unii nu au nevoie, să știți. Da. Inspectoratul Școlar al Județului Sibiu, Teatrul Național Radu Stanca Sibiu, Muzeul Național Bruckenthal, Asociația Love Africa, European Drinks, Zizin Ape Minerale, Transilvania Automobile Sibiu, Delacu, Boromir, Sigemo, Asociația Culturală Filogen, Melor, Asociația Comunelor din România, filiala Sibiu și Reflexo Vital. Îmi revine deosebit de importanta misiune de a mulțumi postului de radio și televiziune Trinitas. Sus mâinile! Dacă aș fi avut o pălărie pe cap, aș fi spus șapo colegilor de la Trinitas pentru un efort de câteva zile excepționale, care sigur vor continua și mâine. Lor le mulțumim și ziarului Lumina, Bazilica.ro, TVR, Televiziunea Română, Tribuna Sibiu, Sibiu 100%, Nova Brașov, Nova Media și Bună Ziua Făgăraș. Ne-au fost alături și le mulțumim pentru aceasta, pentru că au dat, într-un fel sau altul, imaginea ITO către țară și mai departe. Vă mulțumim și dumneavoastră și mâine continuă povestea ITO, să ne revedem cu bine. Eu aș îndrăzni, părinte, să le urez noapte cu pace. Un înger la somn, înger la somn, și vreau să rețineți atât. Mâine când veți ajunge o parte acasă,
Dacă nu mâine, poi mâine. Să nu uitați că mâine, seară, pe vremea asta, sunteți deja acasă și pregătiți ghiozdanele pentru luni, da? Vă rog să mergeți acasă, să vă îmbrățișați părinții și bunicii că au crescut niște oameni întregi la minte și la suflet. Și să înțelegeți că noi suntem biserica. Noi suntem și noi suntem România. Hristos în mijlocul nostru. Este și la fi. Noapte bună! Noapte bună! Ia să te văd! Ia să te văd! Vai, Bela, ce tremură picioarele, ce fiu eu!
Binecuvintează, Doamne, România, să trăim în veci, Ortodoxia. Împreună să fim una, doar așa vom izbândi, căci cu noi întotdeauna Hristos este și va fi. Împreună să fim una, doar așa vom izbândi, căci cu noi întotdeauna Hristos este și va fi. Hristos este și va fi. Hristos este și va fi. Hristos este și va fi.